doar 16 ani, notătorul stelist Vlad Stancu a bifat prima participare la o ediție a campionatului european de seniori în bazin scurt. Dar Vlad nu a făcut o simplă excursie în Rusia la începutul acestei luni. În bazinul din incinta Aquatic Palace din Kazan, cel mai tânăr participant la competiția continentală a reușit să doboare numai puțin de 11 recorduri naționale, dintre care unul de seniori la 800 de metri liber, care aparținuse lui Dragoș Coman din 2003. Cum ai ajuns la not? Am început să practic notul la vârsta de 5-6 ani, acum vreo 10 ani de zile. M-au trimis părinții deoarece aveam foarte multă energie și voiau să practic un sport. Ce înseamnă acest sport pentru tine? Având în vedere că îl practic de 10 ani de zile, pot spune că înseamnă totul, pentru că mi-am dedicat toată copilăria notând, antrenamentelor, concursurilor și pot spune că fac o treabă destul de bună. La recent încheiatele campionate europene de la Kazan în bazin scurt, ai fost cel mai tânăr înotător de acolo. Cum a fost experiența din Rusia? A fost o experiență foarte plăcută, știind că am fost cel mai tânăr. M-am simțit bine, am căpătat foarte multă experiență și știu că în anii ce urmează o să fac niște rezultate foarte bune în continuare. Ai doborât 11 recorduri naționale la Kazan. Ți se poate spune omul record? Nu pot să mă denumesc chiar omul record, pentru că există alți sportiv mult mai bun față de mine. Dar este un sentiment plăcut, deoarece doar eu știu cât am muncit pentru aceste recorduri. Primul record a fost la 14 ani la Pitești, la 800 de metri craul, și știu că m-am simțit extraordinar când l-am făcut și am fost plăcut surprins. Care este proba ta favorită? Nu aș putea alege, dar cred că 1500 de metri craul este proba mea favorită. Câți kilometri înoți într-o zi sau într-o săptămână? Pot spune că în medie pe săptămână fac undeva la 70-75 de kilometri. Care este relația ta cu noua vedeta notului mondial, David Popovici? Ne cunoaștem de o grămadă de ani, este un coleg foarte bun, de-al meu. Câteodată mă mai întâlnesc cu el și avem o prietenie destul de strânsă, chiar foarte strânsă. Care sunt calitățile care te recomandă pentru acest sport? Cred că înălțimea și anvergura, dar am și niște calități interioare care mă ajută să mă refac foarte bine după antrenamente sau după probe. Și nu știu, cred că dedicația. Ce pasiune ai? Ce faci în timpul liber? Ca orice copil de vârsta mea de 16 ani și din generația asta, pot spune că îmi place să mă joc la calculator. Chestii de-astea, de am adolescent normal. Care este marele tău vis ca și sportiv? Marele meu vis este să reprezint țara la cât mai multe campionate, concursuri internaționale și să ajung să cuceresc podiumuri cât mai mari. Vlad face în not de mai bine de 10 ani, iar în prezent este pregătită de antrenoarea Iulia Becheru, cea alături de care speră să ajungă într-o zi pe podiumul olimpic. De cât timp lucrați cu Vlad? De 5 ani de zile, de la vârsta de 11 ani, când a hotărât să schimbe antrenorul și să... Bine să lucrăm împreună. Care sunt calitățile lui Vlad? Pe lângă cele fizice, în care se numără și capacitatea de efort și o capacitate de refacere foarte bună, este foarte ambițios. La europenele în bazin scurt de senior de la Kazan a bătut 11 recorduri naționale. Sunteți mulțumită de prestația lui? Cred că era loc de mai bine, dar per total a fost ok. Unde sperați să ajungă Vlad Stancu ca și sportiv de performanță? Împreună ne dorim să ajungă cât mai sus, bineînțeles. Țintim jocurile olimpice, țintim medalie la jocurile olimpice.